Din nou vă spun bună seara tuturor celor care ne urmăriți, celor care sunteți live cu noi și celor care veți vedea această emisiune în reluare în zilele următoare. Au început să răsune colinde, orașele au fost împodobite, casele noastre, unora dintre noi, au fost la fel împodobite. A sosit și iarna și în București a nins astăzi. Și suntem într-o atmosferă din ce în ce mai aproape de o mare sărbătoare, și anume sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos, a nașterii Domnului Iisus Hristos, numită de cei mai mulți și Crăciunul. De aceea, începând din seara aceasta, în perioada care ne stă în față, vom discuta despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Întruparea aceasta care ar trebui să o înțeleagă fiecare creștin, un punct și un reper important pentru învățătura noastră ca și creștini. În seara aceasta, invitat alături de mine este pastorul Daniel Oprean, este absolvent a studiilor doctorale din Țara Galilor, este profesor asociat la seminarul din Osijek, Croația, și la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Îi spun un bun venit în seara aceasta la această discuție interesantă, pe o temă interesantă. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Este și coordonatorul programului de predicare Langham în România, un program care pregătește predicatori și de asemenea este și pastor în bisericile baptiste și de aceea mă bucur să putem discuta pe o temă atât de interesantă. Tema noastră în seara aceasta este întruparea lui Hristos, o paradigmă pentru relațiile interumane. Dar aș vrea să încep discuția în seara aceasta plecând de la un termen care se aude din ce în ce mai des, și anume termenul Advent. Se aude în bisericile evanghelice, în bisericile tradiționale, pe buzele creștinilor a început Adventul, prima duminică de Advent. Și aș vrea să vă întreb mai întâi de toate ce înseamnă acest cuvânt Advent, cum poate fi explicat el. Adventul este cuvântul folosit pentru a defini această perioadă de 4 săptămâni înainte de sărbătoarea întrupării Mântuitorului, sărbătoare pe care noi o sărbătorim la 25 decembrie. În special în lumea puțiană, cuvântul a fost consacrat pentru această perioadă de pregătire. De pregătire prin meditație, prin încetinirea ritmului vieții, tocmai pentru ca credincioșii să poată fi potrivit focalizați pe tot ceea ce trebuie să însemne bucuria sărbătorii întrupării. În lumea noastră românească, termenul este folosit din ce în ce mai mult în bisericile evanghelice, dar cei mai mulți credincioși de diverse tradiții din România sunt mai degrabă familiari cu perioada aceasta, cu postul Crăciunului, care are același scop, al pregătirii, al pregătirii sufletești pentru înțelegerea adevărurilor întrupării Mântuitorului pe pământ. Deci cumva vorbim acum de un timp al pregătirii și Adventul înseamnă o pregătire pentru această sărbătoare extraordinar de frumoasă, dar și importantă, și anume întruparea Domnului Iisus Hristos. Dacă tot vorbim de întruparea Domnului Iisus Hristos, întruparea Domnului Iisus Hristos a fost un act istoric și istoricitatea
întrupării, este fundamentală pentru credința noastră, dar acest act istoric are și implicații teologice. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm la modul în care întruparea Domnului Iisus Hristos servește ca o lecție pentru relații. Și seara aceasta vă propun să discutăm textul din Filipeni, din capitolul 2, unde Apostolul Pavel vorbește despre întruparea Domnului Iisus Hristos, dar nu istoric. El nu ne duce la istoria întrupării, ci leagă conceptul acesta al întrupării de anumite învățături care le-a dat bisericii. Despre ce este vorba în epistola către Filipeni și în special în capitolul 2 din Filipeni? Acum, epistola Apostolului Pavel adresată bisericii din Filipi este o epistolă scrisă de către Apostolul Pavel din închisoare, practic dictată, pentru că el era cu mâinile și picioarele mutuțe. Dacă ne uităm în capitolul 1, în introducere, el dorește să încurajeze credincioșii care primesc această scrisoare de la el cu privire la modul cum simte el ocazia aceasta de a fi încarcerat, închis pentru Hristos. El spune că El găsește o explicație foarte frumoasă cu privire la rolul închisorii în viața lui în acel moment. Unele împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Așa introduce el epistola. Ama, cred că nicio epistolă nu este scrisă doar pentru a informa biserica cu privire la anumite adevăruri teologice, în cazul Apostolului Pavel, toate epistolele au soluții pentru diverse probleme. Capitolul 2 pare să devoaleze una dintre problemele bisericii din Filipi. Mai trebuie spus că dacă comparăm bisericile din Noul Testament, sunt biserici cu multe probleme. Biserica din Corint este o biserică cu multe probleme. Biserica din Filipi consideră foarte mulți lucruri acesta. Este una dintre bisericile care par a avea mai puține probleme decât celelalte. Asta reieșind din modul în care Apostolul Pavel îi se adresează. Cu toate acestea, problema unității, care e o problemă generală în biserici, nu numai în Noul Testament, ci de-a lungul istoriei, problema unității este, se pare, una dintre problemele pe care Apostolul Pavel încearcă să le adreseze cu o soluție. Se pare că existau două femei care aveau divergențe de gândire. Și Apostolul Pavel, într-un mod foarte frumos, în acest geniu al inspirației Duhului Sfânt, aduce un model de armonizare. El nu spune că n-ar trebui să avem propriul nostru mod de a gândi, dar spune ar trebui să facem loc, să creăm spațiu și pentru gândul, pentru poziția, pentru existența celuilalt. Este versetul care spune fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și ca să răspundă cu o soluție la această problemă a unor persoane care doreau să-și impună punctul de vedere, el aduce modelul acesta cristologic, prin acest timp, așa numit timp cristologic, care este de o profunzime incredibilă. Sunt foarte multe lucruri profunde în gândirea Apostolului Pavel, dar aici suntem într-o zonă în care profunzimea lui duhovnicească
este descoperită la superlativ. Deci, cu alte cuvinte, Apostolul Pavel nu vorbește despre o uniformizare, unitatea fiind o uniformizare, ci Apostolul Pavel vorbește despre a face loc celuilalt și avea gândirea aceasta. Cum este prezentată întruparea Domnului Iisus Hristos? Deci în contextul acesta al discuției despre unitate, despre relații bune în comunitatea creștină, Apostolul Pavel ne vorbește despre Hristos. Cum de l-a adus pe Hristos în, tocmai în acest context? Apostolul Pavel folosește modelul cristic ca model al unității. Și o să vedeți de ce, după părerea mea, Apostolul Pavel este genial în inspirația Duhului Sfânt făcând lucrul ăsta. Tocmai pentru că în întrupare, pe calea chenozei, despre care suntem obligați să discutăm în acest timp cristologic, în persoana Mântuitorului, se unesc două naturi, într-un mod unic, natura divină și natura umană. Practic, Apostolul Pavel afirmă faptul că ăsta este modelul după care ar trebui să funcționeze biserica, modelul unității bisericii. Așa cum în persoana lui Hristos s-a unit natura umană și divină și o să vedem în ce mod s-a produs lucrul acesta, tot așa diversele persoane din comunitatea creștină trebuie să lucreze, să păstreze ceea ce el va numi în altă parte, într-o altă epistolă, unitatea Duhului. Unitatea o face Duhul. Noi trebuie doar să o păstrăm, spune Apostolul Pavel Efesenilor, de exemplu. Deci, cu alte cuvinte, acest argument al Apostolului Pavel, în care discută despre întruparea, venirea lui Iisus Hristos în lumea aceasta, de fapt, este un exemplu a modului în care Dumnezeu, într-un mod supranatural, a unit două lucruri care păreau imposibil de unit. Natura umană și natura divină. Ce ați putea să ne spuneți mai mult despre această unitate în persoana Domnului Iisus Hristos? Acum, unitatea naturilor sau unirea naturilor în chenoza cristică trebuie privit într-un context mai larg al relației Fiului lui Dumnezeu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și Scriptura fundamentează afirmația teologică, care este o afirmație perenă în istoria Bisericii, o afirmație dintotdeauna în istoria Bisericii, că Tatăl lucrează prin Fiul în Duhul Sfânt. Și asta este una dintre, dacă vreți, axiomele teologiei bisericii. Lucrarea nedespărțită a celor trei persoane ale Sfintei Trei. Cu privire la chenoză, care este, de fapt, cadrată de această lucrare împreună a celor trei persoane treimice. Mi-amintesc că în urmă cu câțiva ani buni, am citit afirmația unor teologi ruși cu privire la chenoză. Ei afirmau că până și actul creației divine este un act de chenoză, pentru a-și întipări chipul în ființa creată, în om, Dumnezeu a trebuit să apeleze la această modalitate a chenozei. Poate ar trebui să explicăm puțin termenul acesta de chenoză, poate sunt unii care ne urmăresc și nu înțeleg ce înseamnă. Ce înseamnă de fapt chenoza aceasta? Chenoza vine din termenul folosit de Apostolul Pavel să descrie dezbrăcarea de sine a Mântuitorului în întrupare. Termenul grecesc este kenosen.
Dar revenind la teologii, aceștia afirmau că fiecare act mântuitor al lui Dumnezeu este un act kenotic, pentru că înseamnă o unire cu umanitatea. Așadar, actul creației este un act al kenozei divine. Tatăl creează prin cuvântul său creator, cum va spune Ioan, Logosul, prin care Tatăl a făcut toate lucrurile și ține toate lucrurile în Duhul Sfânt. Fiul este agentul creației Tatălui și Duhul este mediul în care Tatăl creează toate lucrurile. Acesta este cadrul în care putem spera să înțelegem kenoza cristică mai apoi, în acest context al lucrării nedespărțite dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și asta pentru că în mod periculos kenoza a fost interpretată adesea ca fiind din partea Fiului o negare, o renunțare, o despărțire de prerogativele divine ca fiu născut etern din Tatăl. Ori kenoza, cu adevărat înțeleasă în cadrul acesta al lucrării și ființării și lucrării nedespărțite a persoanelor Sfintei Treimi, kenoza înțeleasă în acest cadru nu presupune renunțare la prerogativele divine, ci mai degrabă în unirea naturilor, o alipire, o împletire, o unire dintre natura divină și natura umană. Ceea ce aduce kenoza în mod unic, kenoza cristică, este această exprimare a divinității prin umanitate în Fiul întrupat și o exprimare a umanității prin divinitate. Cele două sunt unite în același fel în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cele două naturi în Hristos, sunt unite în același fel în care etern, din veșnicie, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt uniți. Adică, fără amestecare, fără contradicție și fără separare. Deci, cu alte cuvinte, ce spuneți este că această dezbrăcare a Fiului de sine, spune Dumitru Cornilescu, s-a dezbrăcat de sine, nu înseamnă sau nu poate să însemne faptul că a renunțat la dumnezeirea sa, pentru că unitatea cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, unitatea Sfintei Treimi, nu ar permite această deslipire a lui Hristos de divinitatea lui, pentru că el va rămâne Hristos, indiferent dacă este în slavă, în plinătatea Dumnezeirii exprimată, sau dacă este pe pământ în umanitatea exprimată. Deci... Dar mai este ceva. Sunt afirmații ale unor teologi în istoria gândirii creștine cu privire la întrupare ca fiind un act necesar pentru planul de răscumpărare alcătuit de Dumnezeu în sine. Ori trebuie să fim foarte atenți cu astfel de afirmații care ne provoacă să acceptăm introducerea necesității în ființa divină și în lucrarea divină. Ori Dumnezeu este în primul rând o ființă liberă care nu poate fi forțată, datorită acestei libertăți unice, să facă nimic. Nu era nicio obligație pentru Dumnezeu să creeze lumea. Lumea a fost creată, universul întreg, întreaga creație, având ca și concluzie și ca și capodoperă o ființă umană, este produsul revărsării iubirii din sânul divinității. Tatăl iubindu-l pe Fiul în Duhul Sfânt, Fiul iubindu-l pe Tatăl în Duhul Sfânt, Duhul iubindu-l pe Tatăl prin Fiul,
Această realitate a iubirii unice din Sânul Sfintei Treimi se revarsă în actul creației și, dacă teologii nu și-au dreptate, pe calea aceasta a chenozei. Așadar, întruparea, consideră unii teologi, ar trebui luați în serios datorită faptului că considerația lor evită această producere a ideii de necesitate în Dumnezeu, consideră că întruparea Fiului lui Dumnezeu ar fi devenit realitate și dacă omul nu cădea în păcat. Aici suntem pe teritoriul unei zone a teologiei speculative, dar argumentul este foarte interesant. Noi avem în mărturisirea noastră de credință următoarea frazare, următoarea afirmație, că omul a fost creat perfect, dar nu desăvârșit. Asta înseamnă că chipul trebuia dezvoltat în asemănare cu Dumnezeu. Ceva ce spune și Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, că noi am fost destinați să fim asemenea chipului Fiului Său. Dar dacă acest lucru se întâmplă în planul lui Dumnezeu înainte de creație, în veșnicia, în eternitatea lui Dumnezeu, presupun acești teologi care au această considerație, că la finalul procesului dezvoltării chipului în asemănare, întruparea Fiului s-ar fi produs tocmai pentru a arăta modelul final al umanității desăvârșite. Mi se pare un argument foarte interesant. Și interesant că Apostolul Pavel folosește chiar aici ideea aceasta de chip. Ideea de chip apare tocmai în text și vorbește despre chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Oare de ce a ales Apostolul Pavel în terminologia pe care a folosit-o ideea aceasta de rob? De ce n-a spus că ar fi luat chip de om, ce aici spune chip de rob? Da. El spune de asemenea că s-a făcut asemenea oamenilor. Cu alte cuvinte, el a devenit, s-a identificat cu umanitatea, a devenit părtaș naturii umane ca să umanității, ca să o răscumpere din interiorul experienței. Dar este foarte adevărat. Pentru Apostolul Pavel, teologia chipului este vitală. În epistola către Coloseni, prezentându-l pe Hristos, spune: El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Editorul epistolei către evrei spune că fiul este întipărirea ființei tatălui. La asta se referă și expresia aceasta din Filipeni 2, chipul lui Dumnezeu. Adică această cofințialitate, această în teologia răsăriteană, românească, avem termenul deofințime. E de aceeași ființă cu Tatăl, Fiul. El n-a renunțat să fie de o ființă cu Tatăl în întrupare, ci păstrând acest prerogativ al consubstanțialității cu Tatăl, el devine consubstanțial cu umanitatea. Dar devenind om, el a luat-o de cel mai de jos, de la statutul de rob. Și, de fapt, aici este frumusețea argumentului Paulin, al Apostolului Pavel. Faptul că modelul chenozei cristice este un model al smereniei voluntare. De aceea, Pavel spune, el s-a smerit. Nu a fost smerit de Tatăl. Nu a fost făcut de ta. El s-a făcut pe sine ascultător. Vedeți, e un act de voință. Într-un fel, paralel cu actul de voință al neascultării primului Adam, că tema primului și celui de-al doilea Adam este o altă temă foarte importantă pentru Apostolul Pavel. El devine astfel, prin această păstrare a
consubstanțialității cu Tatăl și intrare în această consubstanțialitate cu umanitatea căzută, el devine cel de-al doilea Adam. Adamul, așa cum ar fi trebuit să fie, fără căderea în păcat. Deci, cu alte cuvinte, această îmbrăcare cu umanitatea, fără dezbrăcare de divinitate, este, de fapt, un act de smerire. Voluntar. Un act de smerire voluntar. Este dorința Fiului să facă lucrul acesta. Este un act conștient. Prin aceasta, El dorește să împlinească planul Tatălui. De fapt, Epistola către Evrei ne spune, ne vorbește despre voia aceasta pe care a asumat-o. Aceasta este voia ta, Dumnezeule, mi-ai pregătit un trup, spune textul acolo. Este un text frumos despre întruparea lui Hristos ca un act voluntar. Nu numai că Tatăl a dorit ca în Fiul să centreze planul său, dar Fiul a răspuns în același fel în care se întâmplă viața în sânul divinității. Dorința Tatălui devine dorința Fiului, dorința Fiului devine dorința Tatălui, dorința Duhului devine, este această împletire a voințelor, această armonizare desăvârșită, inegalabilă, care este, chiar dacă noi trăim într-o lume fracturată, devine modelul pentru viața bisericii, pentru viața credincioșilor. Practic, noi suntem chemați în această extraordinară aventură a credinței să tindem spre această armonizare a voii noastre cu voia lui Dumnezeu, pe modelul Fiului lui Dumnezeu. Deci dacă înțeleg bine, ce spuneți aici este că nu ar fi posibilă unitatea cu umanitatea, cu comunitatea umană, dacă unirea noastră și armonizarea noastră nu este mai întâi de toate cu Dumnezeu. Așa cum Fiul a pășit în lumea noastră, fără o legătură cu divinitatea, cu Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt și noi cu Dumnezeu Fiul, n-ar fi posibilă ca în cadrul comunității creștine să realizăm această unitate. De fapt, aveți perfectă dreptate, Apostolul Pavel spune în Efeseni lucrul acesta, că în El, în Hristos, împăcarea s-a produs în primul rând între om și Dumnezeu și mai apoi pe orizontal. Reconcilierea are, din punctul ăsta de vedere, reconcilierea din punct de vedere biblic, are acest aspect cruciform, pentru că are de-a face cu împăcarea cu Dumnezeu pe verticală, ca ea să facă posibilă împăcarea unii cu alții pe orizontală. De aceea, pentru Apostolul Pavel, argumentul lui este revoluționar din vrăjmaș. El a făcut oameni care să constituie un singur trup. Un lucru pe care noi îl repetăm la orice împărtășire euharistică. Faptul că în trupul său, unicul său trup frânt pe cruce, un singur trup s-a frânt pe cruce, ca jertfă de răscumpărare acceptată de Dumnezeu. Dar în frângerea aceasta, care este de fapt aceeași trăire în realitatea chenozei, în frângerea aceasta a trupului lui Hristos pe cruce, a devenit posibil adunarea noastră, din rătăcirile noastre, din diferențele noastre, să constituim un singur trup în lume, biserica. Trupul lui Hristos, care este în lume expresia acestei minuni pe care crucea a făcut-o. Deci o aplicație bazată pe modelul acesta kenotic al dezbrăcării lui Hristos și întrupării lui ar fi că dacă vrei să fii în unitate cu ceilalți, ai nevoie să ai o relație bună, corectă, să-ți ajustezi viața cu voia lui Dumnezeu, să fii în unitate cu Dumnezeu.
Cred că putem despre de lecția aceasta. Mai mult, Apostolul Pavel, din nou Apostolul Pavel, vorbește despre această aplicație a modelului chenoze cristice la viața de sfințire a credinciosului. În Coloseni, capitolul 3, el vorbește de o dezbrăcare și de o îmbrăcare, de dezbrăcarea de omul vechi și care este corupt și îmbrăcarea omului nou. Există o diferență, însă, chiar dacă modelul ne stă în față. Dacă fiul n-a trebuit să renunțe la natura, la sinele său divin, pentru că el era desăvârșit. Dacă fiul a trebuit să se dezbrace de sine însuși, ca să îmbrace chipul de rob, să se facă asemenea oamenilor, în cazul nostru, a umanității căzute, noi trebuie să ne lepădăm de noi înșine. E o diferență. Nu-i suficient să mă dezbrac de mine însumi, pentru noi a păși în realitatea chenozei cristice, a participa în acest model, a-l adopta ca un act de voință, înseamnă să facem exact ce ne-a spus Hristos. În primul rând să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea în fiecare zi și așa să mergem după el. Dar Apostolul Pavel dezvoltă această realitate a dezbrăcării și îmbrăcării, dezbrăcarea de omul vechi, îmbrăcarea cu omul nou, pe calea aceasta lucrării Duhului Sfânt în noi, care imprimă chipul lui Hristos. Și alături de Apostolul Pavel îl avem pe Apostolul Petru, care vorbește de același lucru. Într-un fel, dacă este să le legăm, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat prin chenoza sa, care a însemnat unirea fără despărțire, fără amestecare, fără contradicție a naturii divine și umane, o împletire care a făcut posibilă exprimarea divinității în umanitate și a umanității prin divinitate. Unicitatea persoanei cristice este aceea că niciodată, de la momentul întrupării, divinitatea nu s-a mai manifestat singură, s-a manifestat doar prin umanitate și invers. Dar Petru ne vorbește despre calea pe care a deschis-o întruparea lui Hristos, spunându-ne în 2 Petru următoarele. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea lui Hristos. Dar această cunoaștere devine posibilă după ce am făcut noi primul pas. După, Petru spune, prin cunoașterea asta, noi am fost chemați să ne facem părtași firii dumnezeiești. După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și el nu se oprește aici. El spune, dacă această posibilitate există, dați-vă și voi toate silințele. Observați, din nou, e vorba de această încordare a voinței cu toată forța, cu toată energia, o turare a motorului existențial la maximum, pare să spună Petru, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința, fapta, cu fapta, cunoștința, cunoștința și așa mai departe. Este, dacă vreți, este melodia marșului vieții credinciosului pe pământ. În unirea asta a credinței cu fapta, nu există virtute care să rămână singulară. La fel cum natura divină a Mântuitorului nu s-a manifestat în singularitate, ci numai în unitate cu natura umană și invers. Deci ați punctat elementul dezbrăcării în experiența creștină, și anume dezbrăcarea de sine, de firea pământească, de ceea ce suntem noi, și îmbrăcarea cu ceea ce este duhovnicesc. Dar vreau să vă întreb, care ar fi relația dintre smerenie și această unitate? Ați vorbit mai devreme, la învățișare a fost găsit ca un om s-a smerit. Ce implicație are lucrul acesta pentru unitatea între credincioși, în comunitatea creștină? Este oare smerenia
o condiție pentru că această unitate să fie posibilă? Dacă Fiul lui Dumnezeu a ales acest drum al smeriei ca să ne poată asuma pe noi, cei care constituim umanitatea, și pentru a ne uni din nou cu Dumnezeu, că asta e prima dimensiune a kenozei, rostului. În primul rând, această relegare, restaurare a relației dintre Dumnezeu și umanitate. O relație fracturată, nu din pricina divinității care a continuat să năvălească, cum spunea cineva în istorie, căutând omul pierdut. Și frumos spune Karl Barth că fiul este de fapt tatăl, este cel trimis de tatăl în țara îndepărtată a străinării noastre să ne caute. Dar să știți că există și filozofi care vorbesc foarte frumos despre întrupare. Am rămas mirat să găsesc o afirmație a unui filozof din secolul XIX, Ludwig Feuerbach, care spunea că întruparea este o lacrimă a compasiunii divine. Întruparea este o lacrimă a compasiunii divine. Că prin întrupare, Fiul n-a devenit părtaș unei umanități pe care a asumat-o prin natura umană, unei umanități sterile, curate, ci dimpotrivă. El a venit într-o lume a robiei, el a experimentat robia. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 8, a luat robia roabă, făcându-se rob, spune Filipeni, capitolul 2, versetul 7. Vedeți legătura? S-a făcut rob ca să rupă lanțurile robiei care țineau umanitatea legată și să dea eliberarea spirituală umanității. Dar el a venit din întrupare să experimenteze păcatul. Apostolul Pavel, în mod șocant, face afirmația că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. 2 Corinteni 5,21. În sensul naturii, experiența... nu neapărat. În sensul el a experimentat, de ce spune Apostolul Pavel lucrul acesta? Pentru că el a experimentat toate ispitele noastre. De fapt, eu continui să afirm că și ispitele lui sunt reprezentative pentru ispitele noastre. Că dacă el a fost ispitit în toate felurile ca și noi, și noi suntem ispitiți în aceleași feluri ca și el. Dacă ne ducem, și asta e un foarte bun exemplu, de data asta din Evanghelia după Matei, evanghelistul Matei, pare să se potrivească foarte bine aceste idei apostolului Pavel a unirii naturilor fără despărțire, și asta pentru că comunitatea Noului Testament era o comunitate unită din punct de vedere spiritual. Eu sunt fascinat, continui să fiu fascinat de acest limbaj comun, acest vocabular comun al scriitorilor Noului Testament, dar asta e altă temă. În ispitirea numărul 1, ispitirea din pustie, ele sunt trei, cu trei locații diferite în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Una este în pustie, alta este în cetatea sfântă pe streașinea templului, alta este pe un munte foarte înalt. Dar în ispitirea numărul 1, asta îi cere diavolul. Asta este esența ispitului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă un act miraculos ca să satisfaci o nevoie legitimă în afara voiei lui Dumnezeu. Mm-hmm. Păi dacă voia lui Dumnezeu era pentru Fiul să fie în pustie, Fiul a ascultat de voia lui Dumnezeu. De aceea Matei introduce textul spunând a fost dus de Duhul în pustie. Asta înseamnă că e voia Tatălui să fie acolo 40 de zile să flămânzească. Hristos refuză să transforme niște pietre
prin prerogative divine, putea să facă lucrul ăsta, avea puterea să facă lucrul ăsta. Dar dacă ne uităm în Scripturi, nu ni se spune niciunde că Mântuitorul a folosit puterea divină pentru sine, ci totdeauna pentru ceilalți. Și acesta e un act al smeririi. Exact. Lui Petru îi spune, Petre, bagă sabia în teacă, grădina Ghețiman. Nu crezi tu că aș putea să chem legiuni de îngeri ca să mă apere și să lupte pentru mine? Imaginea pe care mi-o creează mie spusa asta lui Hristos este că îngerii stăteau gata să intervină dacă el ar fi cerut lucrul acesta. Și avea dreptul să o facă. Era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu însuși. Putea să o facă, refuză să o facă. Și apoi vin evangheliștii foarte frumos și ne arată smerirea asta până la capăt, pentru că Pavel continuă, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și imaginea aceea cu mâinile care îl mută dintr-o parte în alta în ultima noapte, Iuda l-a dat în mâinile lor, ei l-au dat în mâinile marelui preot, marele preot l-a dat în mâna lui Pilat, Irod, l-au dat în mâinile soldaților. Până la urmă, mâinile soldaților, după ce l-au bătut, l-au pus pe cruce, i-au bătut cuie. Dar, în final, încheie evanghelistul și le spune că Fiul, înainte să-și dea Duhul, spune, în mâinile tale, Tată, îmi încredințez Duhul. Eu așa văd smerenia. Smerenia Fiului în această trăire kenotică. Nu doar întruparea este pe calea kenozei, ci viața lui Hristos în integralitatea ei pe pământ, ca model pentru viața noastră, este o viață trăită în kenoză. În această împletire, armonizare permanentă în împletirea asta a naturii umane cu natura divină. Și astfel, Apostolul Pavel spune, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, altuia și altora. Vedeți ce puternic este argumentul lui. Ce soluție pentru această diferență de opinii, pentru această incapacitate a celor în controversă să se armonizeze. El îl aduce exemplu suprem, armonizarea naturilor în persoana lui Hristos, în întrupare, în chenoza cristică, care este modelul redescoperirii unității în biserică. Discutând aici despre sine, dar discută și despre slavă, care este iarăși legată de ideea de chenoză, Hristos care avea slavă la Tatăl, Cel care a venit la noi și El le spune celor bisericii din Filipi, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el, de el însuși. Iarăși un argument pe care apostolul aduce aici, tot în relație aceasta cu modelul Domnului Iisus Hristos. Hristos a luat chip de rob. Mai în condiția umană nu există o treaptă mai jos. Este ultima treaptă a condiției umane. Pentru că robul se uită doar în sus. N-are pe nimeni în subordinea lui. El n-are drepturi, are doar obligații. Și asta este incredibil și este o aplicație directă cu vremea în care trăim noi, că noi vorbim și îmi pare rău că voi fi criticat de activiștii drepturilor din societate. Sigur că e nevoie ca aceste drepturi să fie cultivate, să fie păstrate, să fie respectate, dar Hristos își asumă o responsabilitate renunțând la drepturi, luând chip de rob. Și de fapt Apostolul Pavel este primul care îl urmează. El își introduce majoritatea epistolelor cu acest titlu. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel se dă pe sine exemplu tocmai pentru a arăta faptul că modelul acesta cristic nu este un,
un model ideal care nu poate fi asumat și nu poate fi trăit în umanitate. Apostolul Pavel afirmă că face un singur lucru, uitând ce este în urma mea, mă arunc pe ce înainte, că doresc să fiu, să mă fac părtaș lui Hristos, ca să ajung la învierea din mort. Mi se pare interesant încă un element aici în text. Deja am discutat două elemente importante, unitatea cu divinitatea, cu dumnezeirea, care e o condiție, de fapt, pentru actul acesta, smerenia, dar apostolul spune aici și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Am amintit mai devreme, dar e foarte interesant modul în care apostolul spune acest lucru. A devenit ascultător până la moarte. N-a fost Hristos ascultător până atunci? E vorba despre o creștere în ascultare? Pentru că aici discutăm despre natura divină și natura umană. Eu cred că este o creștere doar în arătare, nu în realitate. Eu cred că ascultarea lui Hristos a fost o constantă. O constantă. Și de fapt, editorul Epistolei către Evrei spune cam același lucru după ce a fost dovedit desăvârșit datorită ascultării lui. A fost ascultat, mai întâi spune, că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi să fie izbăvit de la moarte. Și fiind ascultat, spune el, datorită evlaviei lui, el s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. După ce a fost făcut desăvârșit. Dar, de fapt, nu e vorba de o facere, ci e vorba de o dovedire în permanentizarea ascultării în viața lui. Ori, deci a fost ascultător de Tatăl tot timpul, doar că pentru noi, din perspectiva noastră, din ce vedem noi, demonstrarea acestei ascultări s-a arătat până la moarte. Și tocmai datorită chenozei. Pentru că noi n-am fi putut să primim dintr-o dată toată manifestarea divinității. Al vedea pe Dumnezeu în mod direct din umanitatea căzută, din sânul ei, înseamnă să mori, să nu mai poți continua existența. De aceea Dumnezeu a trebuit să vină pe calea acestei chenoze a Fiului Său, dar mai există un aspect foarte important. Numai în felul ăsta putea să asume total umanitatea. Există un principiu care vine din perioada patristică, că numai ceea ce este deplin asumat poate fi deplin răscumpărat. Foarte interesant. Așadar nu putea fără asumarea deplină a umanității de la obârșa ei. De la începutul ei. De aceea este foarte importantă zămislirea lui în pântecele Maicii lui, a Fecioarei Maria. Tocmai pentru că el a luat umanitatea de la începuturile ei. La fel cum atunci când ne uităm la Hristosul înălțat, glorificat în Apocalipsa, chiar în Apocalipsa capitolul 1, vedem umanitatea la capătul ei escatologic. Când te uiți la Hristos terminând planul de mântuire al Tatălui, de fapt, trebuie să ne vedem pe noi înșine la finalul nostru escatologic. Asta este una dintre chestiile cele mai fascinante. Că, de fapt, Hristos nu numai că ne-a recapitulat, nu numai că ne-a răscumpărat, dar ne-a și finalizat în această extraordinară taină a unirii divinității cu umanitatea în persoana sa. Din păcate, timpul nostru a trecut așa de repede, trebuie să ne apropiem de încheiere, dar aș vrea să tragem câteva concluzii. Care sunt lecțiile cele mai importante privitoare la relații care se pot desprinde din acest act al întrupării? Dacă am putea să punctăm la final, după modelul chenotic,
cum ar trebui să fie relațiile, ce lecții putem desprinde de aici? Sunt foarte multe lecții, dar aș insista asupra uneia. Chenoza cristică redefinește și cred că este important pentru vremurile pe care le trăim în bisericile noastre, modul de exercitare al autorității. Și există textul acesta foarte frumos din Ioan capitolul 13. Acolo ni se spune că Fiul, știind că vine de la Tatăl și că la Tatăl se duce și că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Asta înseamnă autoritate totală. De fapt, Pavel spune în 1 Corinteni 15 că Dumnezeu i-a supus totul. Că totul i-a fost supus Fiului. Deci, având autoritatea aceasta, el s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele sale, a luat un ștergar și un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor. Acest model de slujire, care este modelul chenozei cristice, modelul chenotic, este în contrast cu un alt model. Modelul, l-am numit modelul slujirii cu toiagul, modelul lui Moise. Poate n-avem timp acum, dar în Numeri capitolul 20, Moise este chemat să-i slujească pe cei răzvrătiți din popor, să vorbească stâncii, stânca să dea apă, el să ia apă, să atape pe ei și vitele lor. Ce face Moise acolo? Până la un punct ascultă de Dumnezeu. Dar în loc să vorbească stânci, el lovește stânci. Și în momentul în care stânca, înainte să dea stânca apă, el în loc să slujească fără să vorbească, vorbește celor răzvrătiți, vom putea noi oare să vă dăm apă. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu acolo îi spune că nu va intra în țară. Pentru că nu m-ați sfințit, spune Dumnezeu, tu și fratele tău. Iată un model al administrării autorității, toiagul. Modelul slujirii cu toiagul. Am spunea cineva că dacă oile sunt neascultătoare și au nevoie și de toiag. I-am explicat că ar trebui să facă studii de zootehnie, să înțeleagă faptul că niciodată oile n-au nevoie de toiag. Toiagul nu este pentru oi. Oile, dacă urmăriți dinamica dintre un cioban și oile lui, oile cunosc glasul ciobanului, fluieratului, se aliniază. Eu pot să mă duc să fluier, la mine nu se aliniază. La ciobanul lor se aliniază. Toiagul este pentru răpitori, este pentru dușmanii oilor. Asta e altă discuție. Iată două modele. Modelul inflamării, care este modelul slujirii cu toiagul, și modelul dezbrăcării, modelul slujirii cu ștergar. Deci cu alte cuvinte... De acest model... Da. Cu alte cuvinte, dacă am putea să am concluziona, este că numai în smerenie, ascultare, care este dovada slujirii noastre unii față de alții, vom putea să manifestăm autoritate față de ceilalți, dar în același timp să zidim și unitatea între noi în comunitatea celor credincioși. Vă mulțumesc mult pentru că seara aceasta ați fost cu noi. Timpul a trecut atât de repede, sunt lucruri atât de interesante. Cred că va mai trebui să discutăm și pe alte subiecte. Vă mulțumesc și sperăm să ne mai întâlnim și cu o altă emisiune. Mulțumesc și celor care în această seară ne-au urmărit. Vă doresc o seară bună. Nu uitați, ieri a fost o mare sărbătoare pentru ProDocens Media. 6 ani de la... înființarea acestei televiziuni, acestei lucrări. De ce să nu facem ca această lucrare să dureze? De aceea vă invităm să susțineți lucrarea aceasta și efortul care se face aici în așa fel încât impactul acestei lucrări să fie extins și numele lui Dumnezeu să fie glorificat prin această slujire. Vă doresc o seară bună, vă aștept marți viitoare la o nouă emisiune.